Noilor martiri, răniților, reținuților și luptătorilor Revoluției din decembrie 1989 din toată țara. Acest comunicat se citește în toate punctele din România, București, Timișoara, Sibiu, Cugir, acolo unde au loc comemorări. Urmașii eroilor martiri și răniții, reținuții și luptătorii Revoluției din decembrie 1989 sunt revoltați de lipsa de respect de care dă dovadă statul român prin instituțiile sale față de sacrificiul înfăptuit acum 33 de ani de aceștia. Deși în fiecare an avem parte de un festivism cinic din partea politicienilor care depun coroane de flori la mormintele dedicate eroilor Revoluției, în realitate situația se prezintă altfel. 1. Soluționarea dosarului Revoluției este tergiversată, aflarea adevărului fiind întârziată și chiar blocată de către criminalii care doresc să rămână nepedepsiți. 2. Deși în anul 2004 a fost adoptată legea recunoștinței pentru victoria Revoluției Române, urmașii eroilor martiri și răniții, categoriile cele mai afectate de pierderile suferite de această lege, nu este respectată, fiind adoptată de 12 ani ordonanțe de reducere a cheltuielilor bugetare și prorogare de termene care mențin drepturile acestor eroi la nivelul anului 2010. Având în vedere aceste plafonări succesive, urmașii eroilor martiri și răniții în Revoluție au solicitat prin nenumărate memorii respectarea legii, promovând un proiect de ordonanță de urgență care este blocat constant în ultimele 8 luni. În declarația prim-ministrului Nicolae Ciucă, care a transmis un mesaj cu ocazia marcării a 33 de ani de la începutul Revoluției Române, acesta a reiterat angajamentul ferm al Guvernului pentru apărarea și promovarea drepturilor și libertăților fundamentale, a democrației și statului de drept, onorând neîncetat sacrificiul pentru libertate. Reamintim domnului prim-ministru că proiectul de ordonanță pentru urmașii eroilor martiri și răniți se află pe masa Guvernului fără a fi adoptat nici măcar la comemorarea celor 33 de ani de la Revoluția Română, motiv pentru care solicităm ca declarația de mai sus să fie susținută concret și de fapte, respectiv adoptarea proiectului menționat. Înființarea Institutului Revoluției Române din decembrie 1989 a avut ca scop cercetarea din punct de vedere științific a Revoluției Române și aflarea adevărului. Deși în conducerea Institutului și membrii în Colegiul Național al acestuia au fost numite și persoane acuzate de crime împotriva unității în dosarul Revoluției și dosarul Mineriadei. Practic, acest institut a fost creat pentru a se propaga adevărul lui Ion Iliescu și al apropiaților săi despre Revoluția Română, iar familiile eroilor martiri și răniților așteptând cercetarea corectă a faptelor din timpul Revoluției Române. Atâta timp cât vedem că politicienii și guvernanții se rezumă doar la vorbe, urmașii eroilor martiri și răniții au decis să treacă la fapte, așa cum au făcut-o în decembrie 1989. Noi, victimele Revoluției din decembrie 1989, vom închide în următoarele zile comemorative porțile cimitirului eroilor din București, pentru ca eroii noștri să fie comemorați doar de cei cărora le simt cu adevărat lipsa, de familiile lor, singurele care s-au preocupat de păstrarea vie a memoriei eroilor, prin fapte, nu prin declarații lipsite de suport. Așteptăm răspunsul primului ministru prin promovarea până la sfârșitul anului a proiectului de ordonanță de urgență pentru urmașii de eroi martiri și răniți. Astfel își va respecta angajamentul ferm față de eroii și răniții Revoluției din decembrie 1989, fără de care, spunea domnia sa, România democrată de astăzi nu ar fi fost posibilă fără sacrificiul suprem din decembrie 89, atunci când românii au dovedit că dorința de a fi liber nu poate fi oprită nici de gloanțe, nici de tancuri. Cu speranța că veți înțelege gestul nostru, urmașii, răniții și victimele Revoluției din 1989. În continuare dau